Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Iubiți credincioși, dragi ascultători ai programului de Radio Iași, am ascultat proclamarea fericirilor așa cum a rânduit în Evanghelia sa Sfântul Apostol Matei. În duminica trecută am văzut cum Iisus Hristos proclamă prezența împărăției lui Dumnezeu. Este o împărăție care nu mai trebuie să vină, nu mai trebuie așteptată, ci este o împărăție, o prezență a lui Dumnezeu, care deja a început să lucreze prin Iisus, prin cuvintele sale și prin faptele sale. Iisus proclamă împărăția lui Dumnezeu, face, săvârșește fapte minunate care confirmă prezența acesteia și în același timp îi cheamă pe primii apostoli, pe primii vestitori ai Evangheliei sale, ai împărăției cerurilor. În Evanghelia pe care am ascultat-o, Iisus este înconjurat mai întâi de o mare mulțime, așa cum spune Evanghelia, mulțimi adunate în jurul lui Iisus, reprezintă pe toate popoarele, toate neamurile lui Israel. Iisus, înconjurat de mulțimi, urcă pe munte. Este cel care, asemenea lui Moise, de la înălțime, de la înălțimea lui Dumnezeu, proclamă fericirile. Ce fel de fericire proclamă Iisus? Cum numește Evanghelia pe oamenii săraci fericiți? S-ar putea să fie o afirmație, o declarație plină de risc, pentru unii cel puțin. Dacă ne gândim la noi, la situația de astăzi, cu siguranță că în România se întâlnesc cei mai mulți săraci în comparație cu alte țări din Uniunea Europeană. Sunt mulți săraci, sunt multe forme de sărăcie. Am putea spune în cazul acesta, interpretând greșit Evanghelia, că poporul român este cel mai fericit între națiunile Europei? Ar fi o afirmație cinică, lipsită de respect. Despre ce fel de fericire este vorba? În Vechiul Testament găsim mai multe forme de declarare a fericirii. Fericit omul care umblă pe căile Domnului, fericit omul care duce o viață cinstită din punct de vedere moral, fericit omul care face dreptate. Cum se ajunge la fericire? Mai întâi, fericirea poate... Oamenii care sunt declarați fericiți în prima fericire din Evanghelie sunt săracii, săraci cu Duhul. Poate fi într-adevăr cel sărac și fericit? În istoria poporului Israel știm că pământul promis, făgăduit, trebuia să fie împărțit în mod egal la fiecare. Toți trebuiau să aibă suficient ca să trăiască mulțumiți. Să nu fie săraci în mijlocul poporului binecuvântat de Dumnezeu. Dar acesta este doar un ideal de multe ori rupt de realitate. În realitate, mulți, din diferite motive, au pierdut pământul, nemai având ce să muncească, nemai având roadele pământului,
au ajuns într-o stare gravă de sărăcie, dependență de alții. Aceștia sunt cei care ridică ochii către Dumnezeu. Aceștia care, înșelați fiind de oameni, furați fiind de semenii lor, își îndreaptă încrederea spre Dumnezeu. Ajung să stabilească o relație superioară cu Dumnezeu. De la ei, de la Dumnezeu, așteaptă adevărata răsplată. La fel, în domeniul dreptății, oamenii au pierdut în fața semenilor drepturile pe care le aveau. Ajungeau să fie sclavi, să fie foarte dependenți de cei puternici, de cei bogați. Și aceștia și-au îndreptat atenția spre Dumnezeu, spre Dumnezeu cel drept, cel care face dreptate, care împarte dreptatea. Și aceștia, asemenea săracilor, constituie o categorie care realizează o nouă calitate a relației cu Dumnezeu, dar și între ei. Despre astfel de sărăcie este vorba, o sărăcie în care oamenii se îndreaptă spre Dumnezeu, așteaptă de la Dumnezeu darul mântuirii, de la Dumnezeu așteaptă fericirea și nu de la oameni. În acest context se adresează Iisus mulțimilor. Îi declară fericiți pe oameni nu pentru simplul fapt că sunt săraci. Sărăcia ca atare nu este voită de Dumnezeu. Iisus nu-i cheamă nici pe ucenici și nici mulțimile, nu cheamă la sărăcie. Iisus nu cheamă pe oameni ca să plângă, nu-i cheamă pe oameni ca să fie persecutați, nu-i cheamă pe oameni ca să îndure. Iisus proclamă nu starea sărăciei ca stare de fericire, ci proclamă fericirea acolo unde oamenii, în ciuda suferințelor, știu să se adreseze lui Dumnezeu, știu să spere în Dumnezeu, știu să se încreadă în Dumnezeu. Se poate vorbi de fericire la cei care trăiesc în sărăcie, la cei care suferă, la cei care plâng, doar în contextul împărăției lui Dumnezeu. Nu se ajunge la împărăția cerurilor prin sărăcie. Nu se obține mântuirea prin plâns. Nu ajungem la bucuria harului lui Dumnezeu atunci când suntem persecutați. Fericirea lui Dumnezeu nu este o performanță la care trebuie să ajungă omul prin durere, prin chinuri, prin diferite forme ale crucii. Fericirea este deja un dar pe care omul îl trăiește ca relație nouă, raportare de har la Dumnezeu. Despre astfel de fericire în sărăcie, în durere, în lipsuri, în suferință, se poate vorbi numai după moartea și învierea lui Iisus, în contextul în care acestea sunt împlinirea împărăției lui Dumnezeu în inima noastră și în mijlocul nostru. În sensul acesta, în mesajul de pace din 2009, Papa Benedict al XVI-lea vorbește despre sărăcie și pace. Și ideea principală este că se poate ajunge la pace atunci când este combătută, când este îndepărtată sărăcia în diferitele ei forme. Am spus că între popoarele Uniunii Europene, în România, se găsesc mulți oameni săraci și multe forme de sărăcie, nu numai materială, dar și spirituală, intelectuală, culturală, religioasă. Într-un studiu făcut pe această tematică a bucuriei, fericirii,
Poporul român a primit o notă destul de mediocră. Poporul român este printre cele mai triste națiuni. Care să fie cauza, în contextul Evangheliei de astăzi, poate că sărăcia de la noi, legată cu tristețea din rândul oamenilor, desigur, au diferite cauze, fie politice, economice, culturale, dar cu siguranță, din nou, în lumina Evangheliei de astăzi, poate că gradul de sărăcie, gradul de tristețe, este legat direct de sărăcia religioasă. Noi suntem religioși fără a fi credincioși. Poate că sărăcia din mijlocul nostru, tristețea care se așează peste frunțele noastre, au de a face cu o legătură slabă, insuficientă, superficială de credință. Sărăcia din mijlocul nostru nu ne apropie de Dumnezeu neapărat, nu ne poate face fericiți, ci devenim bogați, devenim fericiți doar dacă realizăm o nouă calitate a raportării noastre la Dumnezeu, când ne vom raporta mai frumos, mai demn, mai responsabil la Dumnezeu, atunci vom stabili între noi relații de mai multă angajare, de mai multă jertfă, de mai multă dăruire. Atunci va fi mai mult spațiu pentru fericirea pe care ne-o dorește Iisus. Lăudați să fie Iisus Hristos! Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.